ținând cont de situația în care suntem, pandemia, virusul, ne-am fost nevoiți ca să schimbăm metoda de ședință a clubului istoricilor. Este o luna mai, această emisiune este considerată ședința clubului istoricilor. De aceea, în primul rând, salut toți membrii clubului istoricilor și a simpatizantă. Nu este secret că în cadrul clubului istoricilor au fost lansate mai multe cărți, au fost prezentate multe cărți, mai ales cele care sunt caracter istoric. Astăzi, invitatul nostru este doctor abilitat în istorie, profesor universitar și președintele de onoare a clubului istoricilor, cel care a întâlniat, practic, acest club. Și ne va prezenta noua sa carte, care se intitulează Rusia 2019. Să fim, domnul profesor, vă rog să ne faceți o prezentare la carte. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului istoric coleg Alexandru Moraru, președintele Clubului Istoricilor din Republica Moldova, pentru această posibilitate de a prezenta nou apărută carte, care se intitulează Rusia 2019, acesta a fost un an greu. Titlul provine de la un cântec a unui interpret popular rus, Stepan Slepakov, care în melodia care un cântec care lansează spune că acesta a fost un an greu, a fost mai greu ca celălalt, dar vine viitorul an și acel an ne va aduce foarte multe bucurii. Însă vine anul nou și se constată că iar a fost un an greu, mai greu decât celălalt. Deci aceste cuvinte sunt aici traduse și publicate în carte și asta a fost motivul să dau titlul acestei cărți. Acum de ce 2019? 2019 pentru Republica Moldova a fost un an deosebit. În acest an au avut loc alegeri parlamentare. Asta nu e ceva deosebit, asta în fiecare 4 ani sau sunt și alegeri anticipate. Ceea ce însă este foarte important, alegerile parlamentare din 2019 au modificat spectrul politic aici la noi, Republica Moldova, pentru că datorită influenței și implicării nemijlocite a Federației Ruse, la putere a fost promovat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care nu ascunde că este un partid pro-rus, care apără interesele Federației Ruse în Republica Moldova și în zona în care ne aflăm în general. Și în acest sens vreau să amintesc că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, nici nu ascunde faptul că este pro-Putin și pro-Federația Rusă. Ne aduce aminte de banerele electorale în care el apărea alături de Zinaida Grăceanu și alături de Vladimir Putin, deci președintele Federației Ruse. Dar nu numai asta, nu ascunde faptul acesta în declarațiile care le face, în politica pe care o promovează. Și un șir întreg de alte fapte care demonstrează că, de fapt, în posturile cheie ale Republicii Moldova au fost puși oameni fideli Federației Ruse. Asta este foarte important, pentru că noi vorbim de independența Republicii Moldova, dar iată, constatăm că ea a fost golită de sens, această independență. Chiar dacă formal există drapel, imn, avem monedă națională, avem multe alte însemne a unui stat independent, în realitate, politicile care sunt promovate, ele sunt afiliate politice externe a Federației Rusă. Asta este un moment. Un moment important, pentru că dacă noi am încăput, să zicem așa, am intrat în interesul Federației Rusă, atunci cu ce stat avem de-a face? Ce prezintă societatea rusă? Ce prezintă statul rus? Care este gradul de democratizare sau de lipsă de democrație în Federația Rusă? Cum sunt soluționate problemele cu care se confruntă societatea? Au fost în 2019 calamități naturale, de pildă incendii forestiere, au fost inundații,
întrebare, cum au fost rezolvate problemele de către administrațiile locale și în ce măsură guvernul central de la Moscova a intervenit, cum a intervenit, cu ce surse financiare, cu ce mijloace tehnice și așa mai departe. Deci este un complex întreg de probleme care trebuie să ne preocupe pe noi toți. Eu mă gândesc așa, în primul rând, la parlamentari, mă gândesc la primari, la consilieri, la cei care conduc Republica Moldova. Pentru că atunci când avem de-a facere cu un stat mare, care s-a impus aici, fără îndoială, atunci trebuie să știm ce prezintă acest stat, calitatea acestui stat, calitatea societății, a statul politicii care le promovează Federația Rusă în această zonă. Asta ar fi unul. Doi, al doilea motiv vine de la un îndemn al unui scriitor originat din Basarabia, Vasile Iernu-i spune, care într-o prefață la una din cărți publicate în România scrie că Rusia nu trebuie condamnată, nu trebuie blamată, dar nici venerată. Deci Rusia trebuie înțeleasă. Rusia, înțelegând Putin, pentru că există o întreagă literatură pro-Putin, există altă literatură împotriva lui Putin, și domnul Vasile Iernu ne îndeamnă să nu cădem dintr-o extremă în alta, dar să facem o analiză la rece a ceea ce prezintă această conducere și să tragem pentru noi, pentru cei care trăim aici în Republica Moldova, niște concluzii în sensul în care ne putem apăra identitatea națională, interesele naționale și așa mai departe. Și acest îndemn al lui Iernu are dreptate, scriitorul Iernu, pentru că din ceea ce am cercetat eu și din ceea ce citesc, am tras concluzia că Rusia este foarte diferită. Există regimul care promovează anumite politici, regim șovinist, militarist, expansionist. Există și o altă Rusie, Rusia democratică. Rusia e reprezentată foarte bine din Navalny, mai ales în 2019. Alexei Navalny, care este un foarte bun analist și un foarte bun om politic. Deși eu subiectiv vreau să spun că Navalny ar fi bun la locul ăsta sub orice regim. El e așa un om analitic care ar putea face mult folos, aduce mult folos societății ruse sub orice regim ar fi, și democratic, și autoritar, și așa mai departe. Acum despre carte. Cartea are două compartimente, două părți. În prima parte sunt analizate politice promovate de Federația Rusă față de fostele republici unionale. Nu le-am luat pe toate, am luat cele mai importante și cele care au fost mai expresive în 2019. În primul rând, Ucraina. Aici foarte scurt aș vrea să comentez. Putin consideră că Uniunea Sovietică s-a destrămat datorită unui cataclism. A fost o catastrofă, ceva neașteptat și ceva regretabil, așa crede el. În acest sens, el nu recunoaște Ucraina ca stat, nu recunoaște națiunea ucraineană, poporul ucrainean. El consideră că, de fapt, rușii și ucrainieni sunt același popor. Iar ceea ce se întâmplă deosebit de poftele, de înțelegerile Federației Ruse, nu e nimic decât conducerile care au fost. A fost Poroșenko și a fost declarat fascist. În 2019, în Ucraina, s-au desfășurat alegeri prezidențiale. În locul lui Poroșenko, cu un vot masiv, a venit la putere Zelenski, care de origine este evreu. Iată că aceste așteptări ale Rusiei în sensul unificării celor două state nu s-a produs. Și mai la sfârșitul anului 2019, continuă în 2020 atacuri foarte vehemente ale propagandei oficiale ruse față de Ucraina, față de Zelenski, s-au ajuns la așa moment că este numit nazist. Dar asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă foarte grav. Aceste cuvinte, cum ar fi fascist, nazist, în mentalitatea rușilor, înseamnă dușman. Poți să-l omori fără ca să ai frică de urmări. Deci este important acest subiect legat de ruși ucraineni. El continuă, iată, și în 2020. Și, sigur, pentru noi, Republica Moldova, este foarte important ca Ucraina să reziste. Atâta timp cât Ucraina va rezista, atâta timp avem și noi șansă să ne păstrăm această mică independență, așa cât putem noi să o ducem.
În al doilea rând este vorba de Belarus. Vedeți, oficial, Federația Rusă și Belarus prezintă un stat unic, așa se numește, Единое государство, stat unic. Dar iată că realitățile din 2019 au demonstrat că există divergențe între aceste state, destul de serioase și de mari. Alexandru Lukashenko, președintele Belarus, nu acceptă unirea și formală a celor două state. El pledează pentru independența Belarus în continuare. El pledează pentru lichidarea acestor mici avantaje pe care le dă conlucrarea cu Federația Rusă. Și lucrurile s-au înrătățit foarte mult la sfârșitul anului, în decembrie 2019, când nu s-au înțeles în ceea ce privește prețul la petrol, când Lukashenko a decis să diversifice sursele de petrol, inclusiv să ducă chiar din Statele Unite Americii, și în acest sens lucrurile au involuat în raportul dintre Belorusia și Federația Rusă. Se lăsa atunci, în 2019, impresia că Putin ar fi vrut să unească aceste două state, să formeze și formal, adică să lichideze guvernul, instituția prezidențială din Belorusia și să fie ales pentru nou termen prezidențial, pentru statul chiar formal, unificat. Dar Lukashenko a fost destul de prompt, destul de decis ca să-și păstreze și funcția, mă rog, aici să leagă că el are mare interes să-și păstreze postul, oricum ar fi, el își păstrează independența Belarus, se apropie încet încet de Occident, de statele occidentale, Europa Occidentală, de Statele Unite Americii, și asta demonstrează că această perspectivă de a reface Uniunea Sovietică, în primul rând, prin încorporarea Belarus și în perspectivă Ucraina, iată că a ieșuat, cel puțin pentru 2019, iar în 2020 vom vedea, vom trăi și vom vedea. Altă fostă republică sovietică cu care Federația Rusă nu are relații diplomatice, este vorba de Georgia și nu întâmplător, pentru că Federația Rusă a susținut și a recunoscut niște regimuri separatiste de pe teritoriul Georgiei. Iată că în vara anului 2019 s-a produs un scandal între aceste două state, chiar în situația în care nu există relații diplomatice. Este vorba de protestul georgienilor atunci când în Parlamentul acestei republici un reprezentant al Dumii de Stat a ocupat fotoliul de președinte. S-ar fi părut că este un lucru minor, dar iată că acest lucru a demonstrat că georgienii nu doresc ca reprezentanții Federației Rusă să ocupe niște locuri, niște fotolii din instituțiile de stat. Și Republica Moldova. Aici sigur că sunt analizate relațiile dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Eu vreau doar atâta să spun. Vreau să spun că Dodon, care este atât de lingoșitor față de conducerea Federației Rusă, de atât de multe ori a frecventat și s-a întâlnit cu Putin, că deja și reprezentanții mass media rusă îl ridiculizează. Și am adus aici două exemple, cel puțin două exemple eu am depistat în mass media rusă, când este luat pur și simplu în râs acest președinte al acestei republici, care atât de des, atât de slugarnic este față de Federația Rusă, se pare dintr-o parte așa că s-au săturat și de dânsul, că el ierită de acum și conducerea Federației Rusă. Federația Rusă probabil avea totuși unul mai distant, unul mai cât de cât independent, decât un slugarnic, un slugoi care un slugoi care nu ratează nicio ocazie ca să se prezinte în fața lui Putin. Acum, capitolul 2. Capitolul 2 se axează pe analiza unor probleme interne ale Federației Rusă. Am pornit de la ideea că o țară care pretinde a fi mare și conducerea de astăzi a Federației Rusă dorește să fie o supraputere, tot atât de mare ca și Statele Unite Americii. Și eu aici fac o trimitere, fac o prezentare a unui crainic de la televiziunea centrală de stat, Naidionov, îi zice, scuzați, Kleimionov,
care spune, dar de ce să discutăm noi cu Ucraina, cu conducerea Ucrainei? Noi discutăm cu Occidentul și rezolvăm noi între noi rezolvăm problemele Ucrainei. Adică această sfidare și această lipsă de tact și de simț diplomatic, pentru că, domnilor, cum să vă spun eu, și Poroșenco, cine ține minte, în primul tur de alegeri a câștigat postul și Zelenski a câștigat cu majoritate peste 70%. Adică le place cuiva, nu le place acești demnitari de stat, dar ei sunt produsul poporului respectiv. Ei au fost aleși de acești oameni. De aceea, eu cred că ar fi corect să ținem cont de asta. Sau atunci când reprezentanții oficiali, prin mass media oficială de stat, spun, dar ce nu există conducători, nu există Ucraina, noi cu americanii o să ne înțelegem. Asta înseamnă că tu îți dai aer de mare putere. Bun. Să vedem ce probleme sunt și cum le rezolvă. Iată, în 2019, Rusia a fost cuprinsă de foarte multe incendii forestiere. Este adevărat că în unele cazuri s-a demonstrat că special s-a dat foc la locurile unde a fost tăiată pădurea ilicit, nelegal. În 2020 deja avem și probe concrete când au fost prinși administratori veniți cu canistele de motorină și benzină ca să aprindă. Asta o să fie în 2020. Dar în 2019 doar ecologiștii au depistat acolo niște cazuri, așa au fost repede mușamalizate. Dar milioane de hectare de pădure au ars în 2009, până când Putin a intervenit și a dat ordin militarilor să intervină și cu tehnica care o au ei, cu toate avioanele specializate în acest domeniu, să stingă incendiul. A fost o reacție la intervenția lui Trump, care a spus că fumul a ajuns deja în Canada și în Statele Unite. Dacă au nevoie rușii de ajutor, vin americanii să-i ajute. Și atunci a fost această reacție a lui Putin. Al doilea moment, tot calamități naturale, este vorba de o localitate, un oraș, de fapt Tulun, din extremul Orient, care a fost inundat în anul 2019. Au fost dărâmate foarte multe case, au fost mari nenorociri. Și iată, în așa situație, cum a acționat administrația regiunii respective, din regiunea Amur? Au făcut tot ce e posibil, cât de prompți au fost, cum au reacționat față de oameni și așa mai departe. Și aici, în carte, am analizat și am expus această, scuzați, neputință, această slăbiciune a administrației, pentru că Putin a fost odată în regiunea aceea și a captat rugămințele oamenilor simple. Ăștia s-au rugat, vă rugăm să ne ajutați, am rămas fără casă, am rămas fără aviere, nu ni se dă ceea ce ni s-a promis. După care în septembrie mai revine odată și ca să constate că o parte din lucruri s-au făcut, altă parte așa și-au rămas nerezolvate. Problema este mult mai adâncă din punctul meu de vedere. Administratorii sigur că țin cont de legislație, pentru că ei se tem, dacă încalcă legislația, îi costă funcția. De aceea au nevoie de fel de fel de documente în ceea ce privește avierea, în ceea ce privește proprietatea casei și așa mai departe, lucrurile se tereganează, venise de acum septembrie, octombrie, înghețurile și lumea mai rămânea încă în imposibilitatea rezolvării problemelor. A întâlnit din nou Putin, deci aici vreau să atrag atenția. Vedeți cum? Nu există lege în Federația Rusă. Dacă ar fi legea și lumea s-ar baza pe această lege, atunci lucrurile ar evolua. Dar în situația în care cenovnicii se tem să ia inițiativa în mâinile lor și să spună, da, într-adevăr, un cetățean nu are documente, dar eu rămas fără casă, îi dăm o casă. El se teme că vine o comisie și îl întreabă, dar de ce i-ați dat casa asta? Și iată aici rolul președintelui. Vine Putin și el decide, el dă indicații și așa mai departe. Adică asta vreau să spun, ar fi excelent dacă Rusia ar fi un stat bazat pe drept. Dar se pare că nu întotdeauna funcționează acest principiu. Și atunci când spune Putin, atunci se rezolvă problemele.
Alt subiect foarte așa interesant pentru mine a fost, ca autor de carte, a fost un program de stat. Ei au mai multe programe de stat, unde se finanțează din bugetul de stat și banii serios se dau. Unul din aceste programe de stat a fost prelucrarea gunoiului. Eu am fost în Federația Rusă, în oraș, este curat. Asta vreau să spun. Într-adevăr, am fost la Moscova, nu doar în centru, dar și la periferii, deci curățenia se asigură. Este important pentru noi, dar ce urmează după ce se adună gunoiul? Unde se duce? Unde se stochează acest gunoi? Și iată, ideea unor programe de stat a fost prelucrarea gunoiului. Bune, din niște proiecte pilot care au fost, chiar am rămas plăcut, impresionat și zic, dacă am avea noi aici, în Republica Moldova, așa o fabrică de prelucrare deșeurilor menajere. E, ca pe urmă se constate că lucrurile nu merg așa. Că parcursul anului 2019, această problemă nu a fost soluționată. Și orașe foarte importante, cum ar fi Volgogradul, acolo cu regret, în locurile unde au murit oameni, sunt gunoiști. Deci orașul, primăria, nu a fost capabilă să adune acest gunoi, să-l prelucreze și așa mai departe. Și mai sunt niște locuri unde s-a dorit stocarea în regiunea Murmansk, stocarea deșeurilor din Moscova, îngroparea lor. Sau îngroparea asta înseamnă altceva. Prelucrarea, așa cum face Occidentul, este o situație, iar în ce se privește îngroparea, asta înseamnă poluarea mediului. De aceea oamenii de acolo au protestat și ecologiștii, dar nu numai, au protestat împotriva acestor practici de îngropare a deșeurilor menajere. O problemă pe care rușii se pare că nu o pot rezolva este accidentele rutiere. Sunt atât de multe accidente rutiere cu morți, răniți, că Rusia se plasează între țările cele mai primejdioase și datorită drumurilor proaste. Însă eu am tras următoarea concluzie. Știți care? Părerea mea, sigur că este următoarea. Distanțele între orașele Rusiei sunt mari. Sunt străzi, ele se numesc federale, adică federale. Ele sunt bune, străzile astea, autostrăzile astea. Vitezele sunt mari. Și șoferii sunt deprinși cu viteză mare în Rusia. Și atunci când intră în orașe, nu mai respectă restricțiile în ceea ce privește viteza. Se străduie să treacă la lumina galbenă a semaforului. Foarte multe accidente sunt la semafoare. Foarte multe accidente sunt datorită depășirilor neasigurate. Dorința de a depăși, dar nu se asigură că din față vine cineva. Am constatat că cei mai mulți oameni morți au fost în mașinile de producție rusească. Acei care au cumpărat mașini de import, BMW-uri sau din Japonia, acei au supraviețuit în aceste ciocniri. Iar mașinile rusești sunt mai puțin sigure. Și aici, sigur că eu aduc niște exemple. Și în Duma de Stat au fost discuții în privința asta. Și s-au luat niște măsuri, dar atât de timide și efectul atât de mic, că problema rămâne. Problema asigurării circulației rutiere. Asta este una din cele mai mari. Pe urmă, încă câteva momente, dacă îmi dați voie, domnul Alexandru. Da, sigur, momente. Dar vă rog mult să vorbiți și despre sursele care le-ați folosit la elaborarea acestui volum. Da, vreau încă câteva momente să spun. Revenind la politica externă, limba rusă pentru Federația de Conducere este un instrument de expansiune. Și aici am un capitol special, un subcapitol special în care demonstrez că pentru conducerea actuală a Federației Rusă, limba rusă este un instrument prin care ei perpetuează lumea. Și al doilea moment, tot foarte important pentru noi și mai ales ăștia din Republica Moldova, este această concepție și această politică numită Ruski Mir, lumea rusă. Adică pentru Federația Rusă, și avem aici un exemplu, avem un exemplu a unui poziția unui deputat în Duma de Stat a Rusiei, care spune, oriunde s-ar găsi rusul, în Venezuela, în Mexic, unde n-ar fi, el este obiect de politică externă a Federației Rusă. Deci această
concepției a lumii ruse, eu am să studiez și în perspectivă această problemă, pentru că, dacă vă amintiți, de Internaționala Treia Comunistă, ce însemna asta? Asta era un stat major de export de revoluție comuniste și erau detașamente naționale bazate pe concepția comunistă. O ieșuat toată treaba asta. Însă dorința Federației Ruse de a cuceri lumea acum se accentuează pe altceva, pe comunitățile rusești care există oriunde în lume. Pentru că am fost în Bulgaria într-o excursie și acolo am discutat cu bulgarii, sunt foarte, foarte îngrijorați de faptul că rușii cumpără foarte multe proprietăți în Bulgaria și formează, de fapt, niște comunități rusești care, la un moment dat, poate să proclame acolo că este o republică rusă. Și aici pot continua cu aceste exemple. Acum, în ceea ce privește sursele. Eu am folosit tot ce este oficial, deci surse oficiale, nu am avut secrete sau materiale secrete. Am cercetat știrile de la Первый канал zilnic. Ceea ce era mai important am selectat și în 2019 am avut posibilități mai restrinse în ceea ce privește știrile din opoziție. Deci astea oficiale erau, dar din opoziție. Eu vreau să spun că în 2020 ceva se întâmplă. Eu cred că regimul lui Putin puțin slăbește, pentru că acum avem foarte multe surse de alternativă. Au apărut prin YouTube televiziuni particulare, private. Sunt niște tineri foarte erudiți care știu legea, care știu drepturile omului, ruși, mă refer la ruși care critică. În plus, Zelenski a deschis el niște canale de informare veridică a ceea ce se întâmplă în Ucraina și ceea ce se întâmplă în Federația Rusă. Asta tot este foarte important. După asta am documentele publicate, bineînțeles. Aici, în carte, este o rezoluție a Parlamentului European cu privire la 80 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial, deci din 2019, apropo. Și este un document fundamental pentru toți istoricii. Nu că noi suntem aici Republica Moldova, dar pentru toți istoricii din lume. Pentru că acest document demonstrează, arată, că cei care se fac vinovați de declanșarea celui de-al doilea război mondial este Germania. Noi nu punem la îndoială că Germania a început războiul. Dar Germania n-ar fi început războiul dacă nu era Uniunea Sovietică. Deci aici este piatra de încercare a istoricilor. Acum Federația Rusă încearcă în fel și chip să nege rolul Uniunii Sovietice în declanșarea celui de-al doilea război mondial. Ei reduc tot la 1941, dar întrebarea de-a 1939, cine a împărțit Polonia? Cine la țările Baltice? Cine a venit în România aici și a luat? Finlanda și așa mai departe. Adică această încăpățânare, îndărătnicie, nu și gata. Sigur că, domnul Alexandru, noi suntem istorici. Istoria trebuie să o trateze meseriașă în istorie. Atunci când politicul intervine, și nu numai că intervine în sens că poate să întrebe sau ceva, dar el dictează. Atunci, sigur că atunci când tunurile trag, știi, muzele nu au ce vorbi. Eu cred că istoricii și colegii noștri din Federația Rusă și ceilalți istorici vor apăra în continuare adevărul și despre cel de-al doilea război mondial. Aici în carte am scris toate polemicile care au avut loc o bună parte din polemici care au avut loc în 2019, referitoare la începutul celui de-al doilea război mondial. Știți probabil că Putin personal s-a implicat și personal a făcut declarații, a arătat niște documente referitoare la conferința de la München. Domnul Alexandru, știți care este deosebirea între istoricii corecți și cei angajați? Constă în faptul că istoricii occidentali, inclusiv polonezi, români, nu recunoaștem ceea ce a fost. Așa a fost, așa recunoaștem. Nu, nu,
Nu justificăm în niciun fel, nici politica nu locală suntem părtinitori. Nu suntem părtinitori, noi explicăm niște fenomene care au avut loc în trecut. Spre deosebire de istorici angajați care îți impun un anumit adevăr. Îți spun, iată ce am găsit eu în arhivă și iată ce vreau eu să spun. Dar de ce nu de voie la toți istoricii să intre în arhivă? Nu te duci tu personal acolo să-ți găsească ceva. De voie la toți istoricii. Oricare istoric merge la arhivă, cercetează și expune liber. Ei, aici avem încă probleme. Stimate domnule profesor, vă mulțumim foarte mult din tot sufletul pentru prezentarea acestui volum. Sper că o să aibă priză la cititori și la specialiști și din toată inima felicitări pentru această carte. Să ne trăiți la mulți ani și vă așteptăm cu mult drag la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HDO. Și eu vreau să vă mulțumesc, domnul Alexandru, pentru această posibilitate și să dea Dumnezeu să ieșim cât mai repede din această autoizolare impusă de pandemie și să aveți cititori mulți și cărți. Mersi foarte mult!